fraților, sper că sunteți pregătiți pentru că astăzi revenim cu un nou episod Cancer de Business Tour, oameni buni. O să mă joc în echipă cu Voider contra Gabriele și contra lui Just Cosmin. 2 versus 2, băieți, sunteți gata? Și fete, mă scuzați. O să fie un meci pe cinste. Știți foarte bine că de obicei vulpoiul, adică Cosmin cu Gabriela, mănâncă foarte mult caca. Bine, și Voider câteodată. Voider, ești gata? Mâncăm din ei? Ești afacerist născut sau? Businessman. I-am dat aici un pleus, băieți, voi trebuie să te businessmen. Știi că luăm Beijingul și Roma. Aoleu. Eu vorbesc pe nas, băieți, cred că v-ați dat seama, nu este absolut nicio problemă. Și... ok. Sevilla din prima, cam urât. Și după, dacă ia și Beijingul și dă dublă și dă și Roma, m-am supărat. Ia uite-l, mă. Bă, asta înseamnă să ai Bulan, frate, din star să dai... aoleu. Cine dă acum? Eu dau, yes. Și asta înseamnă să ai ghinion, apropo, ca să știți și voi. Fraților, nu uitați, înainte de toate, dați acolo cât mai multe like-uri dacă vreți să postăm și mai multe videoclipuri cu business tour. Nu uitați, jocuri extrem de ieftine doar pe Eneba, link-urile în descriere. Și dacă băgați și codul ZZ Andrei, aproape au luat Spania, ăștia mai au doar Granada. Dacă băgați codul ZZ Andrei, aveți 1 euro gratis și 3% reducere la orice comandă. Ok, băieți, mondialul la Veneția. Salut! Voi dă-te rog să răpiști la Veneția, te rog. Te rog, mamă, Gabi a apucat, ești nebun. Bă... scuze-mă, dar nu mă pot abține. Te dai pe mine dacă tu știi, ai de-asta. Am dat rol. Voider! Andrei! Și Chicago, 3-1, și, nu dublă. Șansă, distruge. Yes, ziua mea, băieți! Am dat 2 duble și ziua mea. La mulți ani. Mersi, fratele meu, Voider. Hai, Voider, la Roma, sau la Hamburg, sau la Sydney. Sau la Veneția. Sau la Veneția. Holy shit! Bă, dar ăsta se plimbă peste tot unde e campionat mondial. Mulțumesc! Ce terminat! Mulțumesc! Poate pică Gabi la Veneția, că rădești nebun. Voider, de ce ți-ai dat toți banii? Ok. Lost Island. Pentru că știu cum să investesc în afaceri. Mulțumesc! Am bani. Te mă enervează. Deci, băieți, Voider și-a dat absolut toți banii pentru o Veneția de caca. Nu-i adevărat, vrei să-mi scos cel mai mare oraș din nouă lume. Uite unde pic, frate, uite. Foarte bine. La taxe, 92.000 taxe, nu-i problemă, băieți, că noi avem bani. Hai să dau și-o un vulpui aici cu, cu roșii. Bă, începem să cumpărăm și insulele. Hai și insulele, Voider. Bă, trebuie să-i Sydney, mă, sau ceva. Sydney, hai, Gabi. Hai, Gabi, la Berlin sau la Londra. Aolo, sau la Roma. Mamă, deci, astea cu festival, frate, sunt cam cele mai bune, pentru că prețul mi se pare că e dublu sau ceva de genul, oricum, foarte... Ia uite, mă, pică la Tokyo, bro. Mi-a dat ăsta bani. Și mai are și o grămadă de bani. Bravo, Voider, uite, n-ar fi avut bani de Tokyo dacă nu-i dădeai tu. Shanghai, mamă, Voider, Beijingul e al tău, facem bloc așa cum trebuie. Băieți, jocul se numește Business Tour, cred că v-am spus oricum deja. Și este un joc extrem de cancer, dar extrem de amuzant în același timp. Uitați-vă pe Beijing sau pe Sevilla. Îl compar și pe ăsta. Uitați-vă la tot episodul pentru că o să râdeți, băieți. Chiar o să râdeți foarte, foarte mult. Bine ai venit la Londra, Gabi, ce faci? Te pom. Bine, tu? Mulțumesc mult de tot. N-ai bani să-l cumperi, păcat, nu? Bă, trebuie să cumperi Sevilla Voider, că acum o face mare. Foarte bine. Foarte bine. Oh! Salut, Voider! Da, că am mâncat. Salut, Voider, ce faci? What do you do? How? Oh. No. Distruge. No! De ce mereu trebuie să te duci la taxe? Când... yeah. Voider, vreau să îți transmit ceva foarte important. Ești pe fază? Dacă luăm Beijing și Sydney, am câștigat. Și noi dacă luăm... nu știu. Chicago, Granada și atâta. Și atâta. Mamă, ăsta e meciul nostru. Sydney! Voi dar Beijing! Și câștigă cel mai rapid meci! Hai! Câștigă cel mai rapid meci din această lume! Beijing! Nu-mi place când... Beijing! Dai 1-1, Voider! Mama, și aveți și două insule, voi dai un 1, să mor. Deci, băieți, ideea este că jocul îl câștigați dacă se termină timpul și aveți cei mai mulți bani sau dacă aveți 3 monopoliuri și noi avem un monopoliu aici la... Ce o să zic? N-au ce. O
Hong Kong ca să fie aproape spart. Noi avem 3 monopoli, ori Hamburg cu Berlin, Londra cu Sydney, Hong Kong cu Shanghai și dacă luăm Beijing, am câștigat? Sau o linie completă? Deci... Hong Kong merge cumpărat, dacă avem bănuți. Nu mai spune. Voider 1-1, dai Voider și fac ce vrei tu. Bine, ai venit la Hamburg! Yeah. Uite, vezi, deci am cumpărat orașul ca să-ți dea Cosmin bani. Lyon, luăm și Lyonul aici, mamă, deci în jocul ăsta trebuie să ai foarte, foarte, foarte mult noroc, băieți. Ia atent aici. Dar noi suntem și talentați, cei drept, nu e vorba de noroc la noi. 1-1, dai. Ce faci? Oh, e, fă-l mare că e mondialul la Veneția. Fă-o mare. Mamă, și mie vine să strănu, băieți, să mor. Mare răceală o să iau de Bali. Cam urățel. Dă-i. Chicago. Oh. No. Cred că o să ne rupă la Tokyo. Mamă, deci dacă pic la Tokyo. Oh. Deci dacă... Nu. De ce spus la Tokyo? Băieți, nu Tokyo, nu Tokyo, băieți, nu Tokyo, nu... Yeah! Nu, Tokyo, e bine. Ba, Beijing, știu că vrei, Beijing. Mamă, trei dau. Bine, ai venit la Londra, Voider, fă-l mare. Fă hotel aici, ce îmi place de prietenul meu, Voider, băieți. Asta înseamnă să am echipa preferată șansă. Da, deci dacă ne distrugem, mă enervez. Na, nu! Voider... Londra. Voider s-a căcat pe banii tăi și pe Londra noastră. Ah, Voider a venit cu tremur la Londra, Voider. Eu zic să-i bate mai repede. E, dă-ne bani la Sydney. Ok, 3 dau. Milan? Las că e bun și Milan. Putem cumpăra Roma dacă avem bani, bro. Bă, fac liniște. Bă, Voider, dacă luăm Cipru sau și Roma, avem linie și am câștigat. Și așa. Ia să vedem ce faci. Bă. Mamă, plătește dublu. La urmă, eu zic să piși pe Tokyo. Nu. Au Monopoly, Voider, ne-au rupt. Yeah. Ma. Noi trebuie să luăm Beijing și dacă Roma. Dacă mai luăm Osaka și Granada, câștigăm. Și noi dacă mai luăm Paris cu Londra sau Paris cu Roma sau Paris cu Beijing sau Beijing cu Londra, am câștigat, așa că te rog. Mamă, Voider, acolo e problema. Bă. Mamă, și face upgrade, băieți. Uitați ce e aici, cercul de foc. Doar aici ne luăm noi bătaie. Voi, n-am bani. Asta înseamnă să n-ai bani, să nu-ți păstrezi bani pentru... Bine! De ce? Deci dacă aveam Londra acum, câștigam. Coai, dacă aveam bani și o cumpăram, câștigam. Bă, pici tu, Voider, la Cipru. La Cipru pici. Șansă, distrugi ceva, Voider. Nu, se duce la insula pierdută, te-ai pierdut. Ha, băieți, urât. Da, n-am bani să cumpăr Paris. Voider, tu depinzi, de tine depinde totul. Orice steag, Voider, dacă pici la Londra, am câștigat, Voider. Avem un monopoli, două monopoliuri și Parisul sau Londra, Voider. Hai, mă. Bro, yes, că e bine. N-am bani să o cumpăr, dar trec pe la start acum și iau bănet, ia. Oh. Nu cred, băi. Bă, eu nu o cumpăr, să o cumpăr Voider sau să păstrez bani? Cumpără. De ce? Mai bine păstrez bani. Păstrez bani. Da. Pentru Cipru sau Londra sau Paris? Măcar un steag. Bă, trebuia să dai să ieși, mă, de acolo. Da, că ce drept avea bani. Hai, Cosmine, dă-i, că e și aici problemă. Ia uite unde pică dintre toate. Hong Kong, Beijing, Shanghai, Veneția, Milan, Hamburg, Berlin, pică la Roma. Păreri? Păreri, Elsen? Yeah, aici rămân, Voider. Ce părere ai? Rămânem aici? Da. Dăm. Poate dai la Londra. Și dacă dai... Băi, e număr par? 2, 4, 6, 8? Nu e număr par, n-ai cum să pici la Londra, doar după. Nu-mi fac, că dacă pic la Londra, va să-l cumpăr. Mai bine făceai hotel, părerea mea. Londra. Uite unde pică! N-are bani, n-are bani de hotel, yes. La Lyon te duci, vere. Osaka. Uite unde se duce și acum are bani. A făcut deja hotelul. Cosmin vorbește în ce băieți că-l bate mami și tati dacă... Da, și asta e adevărat. Vedeți? Acum vorbește mai de doamne ăștia. Hai să dăm, de 3 ori trebuie să dăm. Până dăm dublă sau după dăm cum... Hai băieți. Hai voi, dar asta este. Doar voi vă învârtiți, dați-ne bani, vă rog. Hamburg, Milan. Bine ai venit la Milan, Gabi. Și acum... Berlin sau Hamburg, Gabi? Cosmin la fel? Fuck. Voi dare ceva, spune că o să câștigăm foarte ușor. Da, o să fie Yeah, boy!
Gata, asta e șansa mea și mai dau o dată rol. Shanghai, hotelul mare. Deci vezi Londra sau Paris și mergem ghiulea. Fraților, încă o dată, cât mai multe like-uri dacă vreți să postăm și mai multe videoclipuri din acestea frumoase cu business-uri. Mamă, cât e acolo în cine? Haide voi, dar ce faci? Bă! Făl mare! Ce frumos! Londra și Paris, voi, dar Londra și Paris și-am câștigat. Yes, yes, nu, yes, Londra și Paris. Cosmine, tu te duci la Milan, Hamburg sau Berlin, știi, nu? Adică... Ești afară. Unde? Milan! Vinde, vinde, vine, Cosmine. Voi trebuie știi că totul se ruinează dacă picăm la Chicago sau Tokyo, da? Știi? Sau la Vegas sau New York. Știi că nu picăm, nu? Băi, nu picăm, logic. Băi, dacă picăm aici ne-am dus, bere. Hai, hai. Hai, de fi. Băi, dacă picăm, avem Veneția, Milanul, Vegas. Naaaaa! Pune, mai pune stegules pe el dacă ești vegan, pune stegules. Dar cred că îl putem cumpăra. Ba nu, nu-l putem cumpăra. Ba da, cred că tu poți să-l cumperi. Hotel la Sydney, Voider, și dau dublă Paris. Direct Paris, băieți, direct Paris și am câștigat. Hai! Nici în Paris. Nici în Paris. Paris, Paris! Voider! This is the power, Voider! Paris! Nu vreau să ne bate și-am de aici. Tu du-te la Cipru și eu mă duc la Paris. N-am bani! A picat la Paris, Gabi, am picat amândoi la World Tour. Am picat Voider, la Paris. Voider, ne batem joc de ei. Eu mă duc la Cipru, tu la Nice. Bine. Băieți, bine, cum vreți să câștigați? Hai să câștigăm din insule. Păi aia zic. Băieți, cum vreți să câștigăm? Vreți să câștigăm cu Monopoly sau vreți să câștigăm cu insule? Mă pun cu insulele. Ok, mă duc la Cipru. Voider, tu te gândești unde vrei să te duci. Haide, parcă m-aș duce la Paris, parcă e mai frumos la Paris. Paris sau Nice, alege. La Osaka, Osaka, Osaka. Băi, a fost destul de easy, aș putea adăuga acest meciuleanu. Păi a fost cu... Ia uite, la el Monopoly, hai voi de la alege. Lasă-mă să dau o roșie. Așa, în Gabi a dat. S-a dus la Nice. Și victorioși. Am câștigat, băieți, ghiulea. Bă, și aveau și ei mulți bani, ia uitați. 4,4 milioane și de-aia aveam 6,1. Dar am fost mai buni. Am fost afaceri și tine, scuze, Cosmin, cu Gabi, sunt supărați acolo, da. Cam ușor, fraților, cam ăsta a fost episodul, oameni buni. Eu sper că v-a plăcut, dacă vreți să postați și mai multe clipuri cu business-ul, rupeți acolo butonul de like și ne revedem data viitoare. Am fost Andrei, v-am pupat și o zi plăcută în continuare, vă doresc, bye bye.